Ce faceți? Ați auzit de Albert von Klaus Ignatenko? Dacă sunteți din București, e foarte posibil să fi văzut afișe cu nenea asta peste tot pe stradă. Haideți să citim afișul împreună. Albert von Klaus Ignatenko și scrie mic cu galben sus cu ce se ocupă el. Este academician, profesor, savant cosmist, nu există. Om de știință iluminist, adică iluminează și pe alții, doctor în filozofie, doctor în psihoinformațiologie, doctor în medicină psihoinformațională, doctor în cosmoeniopsihologie, doctor în științe biologice și energoinformaționale, doctor în științele securității internaționale. Deci cu ce se ocupă nenea asta? Păi scrie mare aici, este regele parafenomenelor. Oare cine l-a proclamat? Mergi pe stradă și vezi aici cu roșu. Show științifico-educațional. Și zici, hei, interesant. Dar imediat sub științifico-educațional scrie Matricea divină a puterii gândului. Matricea tinereții veșnice. Ce? Băieții care prostesc pe proști. Și pentru că tot nu știi cu ce se ocupă nenea asta și ce face, nu e problemă, au scris pe afiș în program, două puncte. Previziuni despre viitorul omenirii. Cum funcționează asta? Stăm în sală până vine viitorul omenirii să verificăm dacă ce a zis e pe bune? Adică la mine în show eu prezic ceva și după aia și arăt că se întâmplă ce am prezis. Evident, folosim tehnicile mele, nu de-astea cu parapsihopupu. Dar pot să demonstrez. El cum demonstrează că a prezis bine viitorul omenirii? Doar zice niște chestii și noi credem? Memorie fenomenală. Telepatie. Asta nu există, știți, nu? Adică nimeni n-a reușit să demonstreze că există așa ceva pe bune în condiții științifice de test. E doar un cuvânt pe care îl folosim noi ca să înțelegem la ce ne referim, dar în realitate nimeni n-a reușit să demonstreze așa ceva. Clarviziune. De asemenea, nici asta nu există, nimeni n-a reușit să demonstreze. Lovitura kung fu de la distanță, fără contact. Nici asta nu există. Au arătat-o unii, dar se bazează pe sugestie. Adică e ca la hipnoză. Îi spui omului că o să lovești de la distanță și că el o să cadă și pentru că el te crede, în momentul în care tu faci gestul ăla în care lovești, el cade pentru că se autosugestionează că va funcționa. Nu poți să faci chestia asta la un om pe stradă, iurea, care nu știe că urmează să se întâmple chestia asta. It's just a mind game. Deschiderea capacităților geniale. Programare pentru 100% sănătate, tinerețe veșnică și fericire. Schimbarea destinului. Mamă, câte chestii tari! Hai să mergem cu toții! Băieții care prostesc pe proști. Am făcut research. Am văzut o grămadă de interviuri cu el. Credeți-mă, îl știu de mult. L-am studiat pentru că am fost curios să aflu care e schema. Adică, care e povestea? Ce vinde el? Am ajuns la concluzia că e mai deștept decât ceilalți parapsihopupu. E mai deștept pentru că el nu face concret nimic. În primul rând nu zice că e paranormal la modul mistic, ca să nu-l ia lumea de papagal din prima. Zice că ce face el e știință, că sunt chestii care se pot studia și că prin abilitățile lui și tehnicile lui și cum zicea, programele pe care le trimite el poate să ajute oamenii să fie mai sănătoși, mai tineri, geniali, cu mare. Și cum face asta? Vinde cărți și cursuri. Adică nu face el nimic. El doar învață pe alții cum să-și deschidă puterea minții și ăia te ajută să fii sănătos, tânăr, genial, să ai puteri. Deci e super tare. El nu riscă să dea peste un client periculos care să nu fie mulțumit de abilitățile lui, care evident nu există, ca apoi să-l felieze ca pe porci. El stă liniștit, se plimbă prin toată lumea și face cursuri de-astea pline de vrăjeală pentru fraieri care sunt dispuși să plătească bani mulți ca să devină și ei niște ignatenci mai mici. Tot ce trebuie să facă el este să folosească cuvinte de-astea vagi sau inventate de el, să se laude cu titluri vagi sau inventate de el, să spună povești impresionante umflate sau inventate de el, în principal muncă de PR, să se laude cu chestii care nu prea pot fi verificate, din care să reiasă cât de tare și de paranormal e el. Pe lângă asta, adaugă niște trucuri ca să demonstreze cumva abilitățile lui paranormale și gata. Ce trucuri, mă întrebați? Păi haide să vedem. O să pun camera asta aici ca să mă vedeți. Punem și camera de la telefon aici ca să filmăm ecranul. Aș putea să fac și o captură de ecran, dar nu vreau să am probleme cu copyright. Scriem în bara de căutare Ignatenko, uite, Măruță, pentru că a fost invitat la Măruță, și luăm un clip de aici. Că se poate pe colega.
Să vreau să vă rog, dacă se poate, pe colega mea Alina. Hai să dăm mai departe. Ideea e că strângem mulți oameni de prin public, de prin regie. Fiecare persoană vrea să poată să-și stăpânească propriul organism. Pentru a putea să înveți pe oameni să-și controleze organismul, vom avea nevoie de doar 2 minute. Înainte aveam nevoie de 5-6 luni pentru a face acest lucru. 5-6 luni înainte. Deci are nevoie de doar 2 minute ca să te învețe să-ți controlezi organismul. Și înainte avea nevoie de 5-6 luni. Hai să vedem ce înseamnă să înveți să-ți controlezi organismul. Voi arăta cum arată această metodă. Închid ochii. E foarte nasol că trebuie să aibă translator, ele din Ucraina. Și spun mental următoarea frază. Voi spune 1 și mă voi simți tras în spate. Stop. Deci zici în capul tău, voi spune 1 și mă voi lăsa tras în spate și simți că ești tras în spate. Asta zice. El practic le-a arătat lor ce trebuie să se întâmple. Acest program mi-a arătat că pot să lucrez eu cu mine însumi. Peste 200.000 de persoane au reușit să însușească această metodă de lucru. Înțelegeți? Zice că programul ăsta arată că el poate să lucreze cu el însuși. Adică să se autosugestioneze ca să simtă că este tras pe spate. Practic asta vrea să spună, dar cu alte cuvinte, ca să sune ca fiind altceva decât autosugestie. Și zice că peste 200.000 de oameni au reușit să facă programul ăsta. Ceea ce cumva e o sugestie de asta care umblă la ego, în sensul că dacă tu nu reușești, ce ești mai prost decât aia 200.000 de oameni, e cumva o condiționare. Apoi reușesc să fac în acest fel o conexiune între subconștient și conștient. Spre exemplu, merg să susțin un examen. Zanimați-vă sportul. Sau merg la un antrenament. Văjut programul. Îmi introduc programul. Super clasic sportiv. Spunându-mi că vreau să fiu un super sportiv. Sau că vreau să susțin bine examenul. Controlul programul. Ce agonizat? Programul, introduc programul de control, să mă simt tras în spate. Dacă mă voi simți tras în spate, înseamnă că programul global pe care vreau să-l obțin se va realiza și el. Deci, practic, el spune că dacă poți să faci chestia asta cu datul pe spate, poți să-ți controlezi organismul și în momentul când ai de, nu știu, dat un examen sau să faci un antrenament sportiv. Haideți să încercăm să facem acest lucru împreună. Închideți, vă rog frumos. Și asta e tot o condiționare. Adică oamenii își doresc să fie în control în situații de-astea importante și pentru că își doresc să obțină un rezultat care i-ar putea ajuta în viață, își vor dori să obțină și rezultatul acum. Adică la experimentul ăsta cu datul pe spate. Mâinile, brațele, vă rog frumos, pe lângă corp. Voi spune 1 și mă voi simți tras în spate. 1. Cei care s-au simțit trași în spate, vă rog să faceți un pas în față. Deci, ce s-a întâmplat? El a zis textul ăla, ei au stat toți cu ochii închiși, el a zis textul ăla, voi zice 1 și mă voi simți tras pe spate. Dacă ați simțit că ați fost trași pe spate, faceți un pas în față. Și aici ce se întâmplă? Face un pas în față doamna asta de aici, nenea asta de aici, doamna asta de aici și doamna asta de aici. O să vedeți mai târziu că doamna asta de aici este venită cu el, că l-ajută la tot felul de chestii, deci mă gândesc că e ceva asistent al lui. Și a mai fost și ea de aici care a semi-făcut un pas pentru că el a împins-o. Și practic ea s-a simțit trasă pe spate de el. E foarte confuză. Cei care nu au simțit acest lucru, vă voi ajuta? Acest lucru denotă faptul că aveți un anumit blocaj pe canalul de comunicare. Voi elimina acum acest blocaj. Deci el zice că, și pentru că restul n-ați simțit, e vina voastră, aveți un blocaj și lasă-vă că vă deblochez eu canalul ăsta de comunicare care este blocat.
Mai încercăm o dată? Tricrasna. Și practic ce face? O trage el pe spate. Excelent. Uite și pe aia, uitați-vă la... Aprobăm. Uitați-vă la mâna asta, cum o trage frumos pe spate. Ia cu ochii închiși. Una. Își pierde echilibru foarte ușor, îi schimbă centrul de greutate și o trage ușor în spate. Nu trebuie să o tragi mult, nu trebuie să folosești multă forță, doar trebuie să atingi un pic și omul își pierde echilibru. Bună. Ok. Închideți ok. Opa. Dă-te un pic la o parte. Doamne, se pare ridicol. Madalina, doamna Velicu acum. Ce a fost asta? A luat pe un om și la... Haideți mai în față să... Mă rog, și asta face. Adică a zis să facă un pas în față cine s-a simțit tras pe spate și dacă nu, lasă că vă trag eu pe spate și practic îi trage cu mâna. Adică, ce e spectaculos la chestia asta? Că nu înțeleg. Hai să dăm mai încolo să vedem... Lovitura Kung Fu. Haideți să vedem. Și apoi vom lua la publicitate. Spuneți-ne pe cine vrei, pe colega mea, de exemplu. Uite ce vă spuneam, doamna care l-a ajută, l-a întins altele. Haide să vedem. Bun, pe cine era? Pe dumnealui? Să ne ajutați, haide. Bun, eu nu trebuie să stai în spate. Practic tu vei ajuta la această lovitură. Bun, practic ce veți face? Și o să facă chestia asta cu nenea asta. Vă veți concentra. Acum există două variante. Ori omul lor și s-au înțeles înainte să facă ce trebuie să facă, ceea ce este foarte puțin probabil. De cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Știu că oamenii se gândesc ca fiind asta cea mai simplă soluție. Nu riști. O dita-i cariera pe o chestie de asta, că află cineva că te-ai înțeles cu ăla dinainte, chiar nu e necesar. În schimb, ce cred eu e că au mai încercat înainte de emisiune cu nenea asta să facă același lucru, pentru că el prea ajută la pus altelele, prea se pune exact unde trebuie, prea pare că știe ce are de făcut. Voi trimite un program? Cum v-am spus și mai devreme, e foarte important la chestia asta să știi ce urmează să se întâmple și cum arată, pentru că tu te autosugestionezi și faci ce te aștepți că trebuie să se întâmple. Nu știu dacă ați remarcat, dar nenea asta este dintre cei trei care au făcut un pas în față mai devreme. Deci, sugestibil este clar. Ajutați-ți face. Îți concentra. Ia vă să luăm programul. Voi trimite un program? Programul care nu va vredi человека. Un program care nu va dăuna persoane, nu-i va face nimic rău. Dar un program care va permite cum se poate transmite la distanță un program. Ce înseamnă? Cum adică program? Eu asta nu înțeleg cu program. Un program care arată cum se poate transmite la distanță un program. Un program pregătoriu. Pregătesc acum acest program? Și-a căzut pe spate. Wow! Incredibil! Cum vă spuneam și mai devreme... Chestia asta nu merge dacă o faci cu un om care nu știe că urmează să se întâmple chestia asta și nu e sugestibil. Dovadă că lovitura Kung Fu de la distanță nu e tocmai lovitura Kung Fu de la distanță, e pur și simplu reacția unui om la o sugestie. El practic asta face. Dacă asta înseamnă să fii paranormal, păi atunci eu... Dacă mă duceam eu la o emisiune cu așa ceva, nu mă mai chemau în veci. Cam asta. Face multe de-astea. Puteți să căutați pe YouTube. V-am arătat câteva doar așa ca să înțelegeți despre ce vorbim. Face inclusiv idioțenia aia cu dispersarea norilor. Știți că v-am mai zis într-un clip despre chestia asta cu norii. Dacă nu l-ați văzut, vă las un link în descriere. Acum, înainte să tragem o concluzie, pentru că mie nu mi-acordă nimeni o ediție întreagă dintr-o emisiune cu audiență, profit de spațiul ăsta ca să fac și o puțină publicitate. Vino la The Fool să vezi un show incredibil. Vei râde, vei fi uimit, îți vei pune întrebări și vei fi surprins de finalul care te va lăsa cu gura căscată. Nimic nu este imposibil când este vorba de un show marca Vlad Grigorescu. Duminică 19 mai de la ora 20. Believe. Recomandat de Virgin Radio.
Adică acum, duminică. Vă las detalii în descriere. Acum să revenim. Ignatenko și cei ca el, pentru că sunt mulți, profită de naivitatea și lipsa de informație a oamenilor, profită de problemele oamenilor și profită de dorința oamenilor de a avea rezultate extraordinare fără efort. Practic, ei creează speranțe false pe care apoi le vând pe bani mulți. Oamenii de genul ăsta se numesc șarlatani. Dex șarlatan. Persoana necinstită care profită de naivitatea sau buna credință a cuiva. Șarlatani există, au existat și vor exista întotdeauna, așa cum există și emisiuni care să-i promoveze. Pa, pa! Știți ce titlu nu o să vedeți niciodată într-un ziar? Clarvăzător câștigă din nou la loto.